9 zile ne mai despart de începutul anului școlar și mii de ani lumină de condiții civilizate pentru un învățământ modern. Pe 16 septembrie, mulți elevi vor găsi aceleași clădiri vechi, fără profesori suficienți și chiar fără apă, canalizare sau electricitate. 250 de elevi din localitatea dâmbovițeană Pietrari ar fi trebuit să înceapă cursurile într-o școală nouă, în care în ultimii 3 ani s-au investit 10 de miliarde de lei vechi. Clădirea este gata, însă primăria spune că nu are bani pentru investițiile finale. Nu putem să funcționăm pentru faptul că, în afară de racord la energia electrică, nu avem centrală termică și suntem nevoiți să funcționăm în două schimburi. Directora școlii este cu atât mai supărată cu cât nici în acest an școala nu va primi autorizație sanitară din partea Direcției de Sănătate Publică. Aici nu există apă curentă, iar toaletele sunt vechi de mai bine de 50 de ani. Consiliul județean ar da jumătate din suma necesară dacă primăria ar suporta restul, dar aleșii locali susțin că nu sunt bani. Nu avem fonduri pentru a centrală termică și pentru împrejmuirea cu alei și cu toate cele în curtea școlii. Situația nu este nici pe departe singulară. Nu sunt toate resursele financiare necesare, dar este responsabilitatea celor care administrează școala, adică autoritățile locale. Iar guvernul știe că sistemul de învățământ este plin de probleme nerezolvate. Sunt elevi care merg și 7-8 km pe jos. Săptămâna viitoare, practic, se demarează această procedură de achiziție publică. Achiziționăm acum minim 600 microbuze școlare. 7% din școli încă nu au împrejmuire, nu au garduri. 25% doar din școli au pază. Multe școli nu au nici suficienți profesori sau învățători calificați. Pentru că nu pot lăsa locurile neocupate, reprezentanții educației apelează din nou la ajutorul celor ieșiți la pensie. Cu o săptămână înainte de a suna clopoțelul, doar în capitală mai avem nevoie de 300 de dascăli pentru învățământul preșcolar și primar. Asta în condițiile în care au fost deja încheiate 384 de contracte de muncă pentru pensionari. Este clar pentru toată lumea că până pe 16 septembrie autoritățile nu vor reuși să rezolve aceste probleme.